și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi m-am gândit să filmez ca un fel de daily vlog și să vă arăt ce o să facem noi astăzi. Avem în plan trei lucruri marșilate. Primul este să mergem la London Drugs și să căutăm un parfumer pentru mine. Eu am văzut ceva acolo, dar să vedem dacă o să și găsim. Următorul lucru pe care îl avem în plan este să mergem la Calvin Klein, la Tuason Mills și să returnăm hăinuțele pe care le-am cumpărat soțului meu mărimea XL. Știți că vi le-am arătat pe videoclip. Și ulterior să mergem la Marshall. Poate o să dăm și o tură prin Winners dacă tot mergem la Tuason. Și cam atât pentru astăzi. Eu zic că avem ceva de făcut. Haideți cu mine la London Drugs, dragii mei. Data trecută când am fost aici, toate aceste produse erau la reducere, 15 sau 20%, deci nu pot să cred. Great gift ideas, yes, but the price is not good. Ar trebui să mă aștepte pe mine, da. Da, da. Ia uitați ce am găsit! Este un set cu parfumel de la Versace și cu ghiozdănel. La 130. Da, că nu filmăm pentru PTC, ce poster de și pișor. Da, ia să vedem cât e parfumelul. Are 90 de mililitri. Aia, ăsta deschis este. Ce ziceți? Mi se pare o afacere bună? Da. Eu n-am mai văzut așa foarte seturi bună în România. Uitați-vă cât de frumos este așa de oferit în dar. Ia să vedem. În darții, nu? Să-l oferi în darții, nu? Ce om rău, îl pun aici. Ce-ți mai pui acolo? Ia-l cu tine, unde îl mai pui? Ia-l, uite, cum zici, mă mai uit la asta. Ce mai am? Aici seturi de genul ăsta găsești și în România. Îți mai amintești de cel primul set de genul ăsta pe care mi l-ai cumpărat? Ăsta a fost. Doar că tu mi l-ai adus să... L-ai luat din România, din Canada. Și ia uite ce mișto, ăsta e parfumul tău preferat. Unul dintre parfumurile tale preferate. Da, e ăla care nu s-a atacat, nu? Da. Nu am luat cu mine. Din păcate. Dar înțeleg, ăsta de ce are 100 ml și ăsta are doar 90. Care capacul mai mare. Aici avem secțiunea cu parfumuri la un preț foarte, foarte mic, o reducere considerabilă, un fel de clearance. Și uite că avem și un Versace la 50 ml. Avem și The Squared. Și poți să le miroși. Uite, vezi că ai și parfumelul ăla. Oh, Jimmy Choo, pe ăsta vreau să-l miros. Ah, ăsta e da, care nu l-avea data trecută. Da, nu l-avea data trecută. Ia arată. Ia ce sticlu frumoasă. Da, e frumoasă sticluța și ia să vedem. 30 ia să vedem moca după ce-l miroși. Should we do it? Or we do it? Miroase rău. Ia să dau și cameramanului. Da, e fresh. Dar e de băieți ăsta, nu? Da, e de băieți. E mișto tare. Hai. Asta e cadou tău, ăla e cadou meu. Vrei ăsta de la Jimmy Choo? E mai de Doamne ajută așa, dar hai, pune-l aici. Îl vrei pe ăsta de Jimmy Choo? Pune-l, să zic și eu, să rămână boda pe ăsta aici. Cu mine pe ăsta, că e ușor de ținut în mână. Ia, ce mai vezi, de cadou meu scap mai ieftin. Măi, mincinosule, am arătat pe YouTube ce ți-am cumpărat ăla de la Dolce & Gabbana. Am arătat setul ăla de la Dolce & Gabbana. Ce mi-am cumpărat eu, ai vrut să zici. A, uite-l și pe ăsta, Barbie. Știi că era la Winners. Nu era asta la Winners? Da, interesant. E de femei sau e de... For woman. Da, pe de-aia, miroase mai dulce. Interesant. Și cât are? 30 ml? Da. $24? Ia uite, copii, nu ratați. Cumpărați Burberry. Da, uite, și are și Calvin, dar astea sunt mai... ceva mai deosebit. Aici mai este o secțiune cu parfumele din astea la clearance. Polo, Ralph Lauren, Davidoff, Calvin. Și asta la Calvin, e 100 ml, nu? Da? 50. A, 50. Pare cutia mai mare. Cutia
mai este da, tot e ok la $24, 50 ml. Versace la 50, dar pe asta l-ai mirosit parte și nu ți-a plăcut, cine știe ce. Ce jos ce este? Uite, Jimmy Choo la 30. Ah, Juicy Couture pentru băieți? Nu, e Dirty English. Da, mai ales, de la Juicy Couture. Ah, Juicy Couture. Ia să ți-am zis. Cât de tare. Vrei să-l miroși? Nu. Nu. Sunt toate Ariana Grande. Wow, pentru iubitorii de Ariana Grande. Deci doar privițile, cât de frumoase sunt sticluțele. A, le are pe toate. Pe toate, wow. Și jos mai sunt de brand. A, și uite, au și seturi acolo sus. Da. Se merită să cumperi. De fapt, nu se merită, că e mai mic, 30 de mililitri. Și ăsta cât este? A, nu, cu 30. Vorbești serios? Și mai are și aici Barbie. Da, arată interesant toate sticluțele. Da, păi asta e ideea. Uite, asta e frumoasă, tare, asta poate. Așa, nu? Da, da. Cum miroase? Azi că miroase prea, prea dulce pentru gustul tău, nu? Nu cred, nu. Ai puful ăsta e doar așa de... Funny, da, nu-i... Da. Să vezi pe fața mea, nu? Stai să miroși și tu, ca să înțelegi. Da. Mi l-ai pus pe nas. Deci miroase, nu știu, cadelea, bomboane. Mie mi se pare că toate parfumelele Ariana Grande se adresează copiilor. Nici de cum maimuțelor. Adulților. Da, scuze, adulților am vrut să zic. Uite cât de tare astea cu Britney Spears. Mini. Super. Și Coach. Nu știu dacă la noi România este, dar aici e un brand foarte, foarte... scumpicel, aș spune, e un brand de lux chiar. Da. Eu n-am auzit în de el. În competiție cu Burberry și cu Gucci și cu toate astea. Da, inițial când am văzut produsele brandului Coach, am crezut că e o replică de la Gucci, de la Louis Vuitton și ulterior soțul meu mi-a spus că e un brand foarte mare. Super! Uite, asta nu e asta setul Carla mea? De asta are 50, eu am 100. Da. 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 Și ai ieșit și mai în câștig. Da, normal. L-ai luat la reducere mare. Ia dacă am fost cu tine la cumpărături, normal. Ia să vedem dacă găsim alte în calendare pe aici. Ia. Urmați-mă! Ia uita și am găsit la sale produse ale brandului Lancome, dar vă spun eu un secret că am găsit un alt London Drugs unde reducerile la acest brand sunt de-a dreptul colosale, undeva la 80% reducere, deci reducerile astea sunt o nimica toată. Produsele brandului Florence sunt la 15% reducere. Wow, Florence by Mills. Nu am testat nimic de la acest brand, însă am auzit foarte multe lucruri bune și chiar aș fi super curioasă să le testez. Și mă bucur tare mult că au foarte multe testere, dar nu vreau acum să încerc să încep să le testez, pentru că ulterior dacă o să-mi placă, nu am de gând să investesc acum bănuți. Ia să vedem. Am văzut că cei de la Elf au un advent calendar, dar cred că este disponibil doar online. Din păcate, mi-aș fi dorit să mi-l achiziționez, deși prețul era unul destul de piperat. Aici avem Maybelline. Cred că acestea sunt rujurile noi apărute. Ia să-mi spuneți că voi știți mai bine ca mine. Și aici avem L'Oreal. Aici e standul cu produse NYX. Am văzut că deja colecția cu avatar la noi România face furori și aici a apărut, cred că de vreo săptămână. Cred că a apărut cumva în același timp și uite și un advent calendar de la NYX. Însă, sinceră să fiu, nu am fost încântată de advent calendarul de anul trecut de la NYX și de aceea nu aș vrea să investesc în el. Dar ia să vedem cât costă, nu văd prețul nicăieri afișat. Prețul era ascuns, $80. $80 cât înseamnă pisică în lei? 300 de lei? Da, cam așa. Da, cam același preț îl are și în România, nu e nicio reducere, deci nu se merită. Aici sunt produsele brandului Dollface. Sinceră să fiu, nu am auzit despre acest brand, l-am văzut aici în Canada, dar în România n-am auzit de el. Nici nu am văzut foarte multă lume încercând produsele acestui brand, dar pe mine, sincer, m-ar tenta, îmi place foarte mult ambalajul. Ia să vedem ce mai avem aici.
Rimmel London, Marseille, brandul de la care am deschis eu advent calendarul. E un brand ok, nici foarte scump, dar nici accesibil. Și produsele lui sunt destul de bunicele, zic eu. Mie mi-au plăcut, chiar mi-au plăcut. Am găsit și ceva produse la sale. Ia să vă arăt ce am găsit aici. Paleta de la NYX. E o paletă destul de nouă. Fate, The Wing Saga. Cred că este un film ceva pe Netflix sau un serial. Am văzut oricum paleta aceasta pe testată de make-up artiști, dar nu mă tentează, deși reducerea e una destul de considerabilă. Chiar nu mă tentează. Și mai sunt aici câteva produse, uite, de la L'Oreal. Ce mai avem aici? De la NYX. Nu-mi dau seama, cred că NYX e după ambalaj. Sper să nu zic vreo prostie. Niște genuțe văd. Da. Cam astea sunt. Și voiam să vă arăt și seturile astea de la Real Technique Limited Edition. Nu știu dacă sunt în România, dar aici mi-au făcut cu ochiul. Și ca și preț, $18, mi se pare ok. Asta pentru persoanele cărora le place acest brand. Eu am testat pensulele de la Real, dar nu pot să zic că m-am îndrăgostit de ele. Mai e și un set mai mititel, dar eu cred că setul ăsta e mai avantajos și la preț și la produsele oferite. Interesant, nu? Ce ziceți? Magazinul este foarte mare, să știți, dar noi am venit doar aici, secțiunea de make-up și parfumele. O să mai mergem și la audio-video, să vă arăt acolo ceva interesant. Sunt convinsă că o să vă placă. Haideți cu mine! Spuneți voi că ăsta nu este visul copilăriei voastre, cel puțin al copilăriei mele este. Eu mi-am dorit întotdeauna un astfel de joculeț. Aici am Pac-Man. Ia să vedem. Dăm start game. Hai să vedeți cât de tare este. Mie mi se pare incredibil. Nu știu dacă aș investi bănuți să-mi cumpăr jocul ăsta, dar așa să vin aici în magazin să mă joc, da? Asta mi se pare cel mai interesant, sincer vă spun. Am prins două fantome. Vine după mine acum. Mă bunează. Pa! Te-am omorât. Și încă una. Și cine așa? Nu. Câștigi acolo sau ce faci? Da. Mai am. Vino! Deci e doar 449 de Doamne, deci dolari plus taxe. Cam vreo 550, cam așa. Dar mai are. Acesta e cu 12 jocuri. Și ăsta are tot 12 și ăsta are tot 12. Ce îți dă și scaunul ăla. Și îți dă și scaunul. Ia uite cu pe mine. Și ăla e cu testasele ninja. Asta e să-mi iau eu geanta de aici. Noua mea achiziție, apropo, nu știu dacă ați văzut-o. Noua mea achiziție de geantă. Hai, uitați-vă la scaune. Sărac. Ce v-ați chinuit. Acesta este cu testasele ninja, dar nu-mi place grafica la joc. Cred că pot să... Uite, l-am mai redus, că era mai scump de trecut. Oh, da, era 600. Și acum e 470. Ăla se joacă în 3-4 inci, nu? Stai, corect. Deci acum gata. Sau cel puțin în 2. Ce ai, mă, frate? Aș putea să mă joc și singur la joc. Da. Veni. Hai, să mergem. Lasă butoanele acolo pentru copii. Dar eu ce să mă? Eu și-o copiii. Mai emoții. Scaunele trebuie să le cumperi separat. Nu ți-l dă inclus? Tu credeai că ți-l dă... Nu, uite, scrie și pe el, este $80 scaunul. Hoții! Ce crezi? Mai mult că le dorim Ferrari-ul ăștia. Le dorim nimic, aion. Hai. Dă-i cu praf de mers. Gata. Mergem. Am ce cumpărat... Ce aici. Ce am cumpărat? Hai să-l ajut pe pisica. Am cumpărat un parfumel pentru mine, unul mic pentru mine și unul mare pentru mai mult. Așa.
De acord. După mărime. Săracu. Hai la casă. Hai, ne-a părut bine. Urmăriți-ne. Și abonați-vă canalului meu de YouTube. Dați un like și un share acestui videoclip. Și nu uitați să zâmbiți cu gura până la urechi, așa ca mine, și cheltuiți toți banii. Soțului. Până la urmă, viața e scurtă. Viața e scurtă și ce altă bucurie mai avem dacă nu exact. Să ne cumpărăm lucruri. Exact. La ce avem bani? Noi se cheltuim? La ce avem bani? Noi se cheltuim? Banii trebuie să circule. Exact. Corect. Altfel, altfel faci mucegai. Hai, revenim. Ce-i asta? Voi vedeți cât de mică este? Doamne, câți mililitri are asta? 250. E cât 250? Da, e cât o doză de... Doamne, de deci voi vedeți cât de mic este? Doamne, n-am văzut în viața mea așa ceva! Wow! Sper că nu o pui la colecție. Ba da, la colecție! La colecție! Mamă, ce tare e! Ne-am oprit pentru că nu mai avem lichid de parbriz. Și dacă a tot nins și a tot plouat, ia uitați-vă cum arată parbrizul nostru. Doamne, mă bucur că s-a oprit ploaia, dar pe jos încă este umed și tot mai sare mizerie. Și acum soțul meu, îi vedeți mâinile, mi-e pune lichid de parbriz. Și uite așa am găsit noi Sprite-ul acela mititel și frumușel. Doamne, de cute, n-am văzut în viața mea așa ceva. În România există așa ceva? Eu nu cred, eu n-am văzut. Dragii mei, am ajuns la Toasăn și mergem să schimbăm ce am cumpărat greșit soțului meu. Trainingul acela, mărimea XXL, care zice că de fapt și de drept este mărimea M, dar de fapt consider că cei de la Calvin Klein au cam greșit cu măsurătorile. Hai să mergem. Și trecem și pe la Winner și Marshall. Da. Outfit check. Mă vedeți? Nu. Vă place? Nu. Am intrat în Calvin și am zis să vă arăt și vouă ce-i pe aici. Am găsit niște gentuțe. Drăguțele. Uite, asta de sus îmi place. Dar nu pot să zic că este chiar stilul meu. Drăguțică. Ce ziceți? Cum vi se pare? Îmi place că are pielea foarte, foarte moale. Ia să vedem la jeans dacă găsim ceva interesant. Și pe mărimea mea, acum că am slăbit, ar trebui să mai îmi cumpăr și o pereche de jeans, că mai am doar două perechi care îmi sunt ok. Pește am găsit și îmi sunt, sunt și mărimea mea, îmi sunt și mici, voiam să zic, sunt ok pentru mine. Așa, din ce-i văd eu, nu știu dacă vă dați seama pe filmare, dar sunt foarte mititei, sunt high-rise skinny. Interesanței, dar nu-i văd la reducere și nu prea mă tentează. Dacă nu-i găsesc la reducere, n-are rost. Uite și modelul ăla, o culoare mai deschisă. Tot așa, mărimea mea 25. Dacă are o mărime mai mică de 25, s-ar putea ca aia să fie ok. Dar cred că 25, zic că e regulă, nu? Dar nici pe ăștia nu-i văd la reducere. Uai. Am văzut și negru. Dar pe ăștia negri se pun scame. Deja ei gata cu scame. Ia uite ce am mai găsit, o geacă roșie așa din fâși. Tot am eu nevoie de o geacă pentru tăvăleală, dar nu știu ce geacă de tăvăleală e asta la $250. Voiam ceva mai accesibil, totuși, nu atâția bani. Mă uit la blugii ăștia și văd că sus acolo scrie că sunt $45. Deci s-ar putea să fie la reducere, vreo 40%. L-aștept pe soțul meu să termine cu returnarea produselor și ulterior o să ne uităm pentru că trebuie să cumpărăm altceva în loc. Poate găsim ceva pentru el totuși, nu pentru mine. Din nou, pentru mine. Hai să vă încânt cu prezența mea. Soțul meu s-a ocupat de păr. Sunt curioasă dacă vă place. Mi-e place maxim.
Ia uite, soțul meu a ajuns la mărimea mea, a ajuns la XS. Ce frumos, ia uite. Superb. Deci arată divin. Când mănânc legume. Super. Legumele alea care guieță. Deci prețul acestui hanorac superbisim este de 85 de dolari. Iar acum, haide pisică, scanează să vedem prețul real. 42 de dolari. Prețul 43. Final, prețul final și real, pentru că este redus. Am intrat și eu în cabina de probă și am găsit această pereche de blugi mărimea 24. Se vede. Superbi. Dar că nu știu, îi simt un pic cam incomozi. Ce ziceți? Am și dresurile acum, poate de asta. Să încerc să-i probez și fără dresuri. Nu-mi place deloc când se întâmplă asta la blugi. Nu. Și mi-am dat și dresurile jos. E un nu categoric. Ăștia sunt un model diferit și nu mai am problema aia la spate, ca în cazul celorlalți. Îmi place și culoarea. Doar că sunt mărimea 25, dar zic că sunt ok ăștia. Ce ziceți? Cred că ăștia rămân. Cât soțul meu stă să plătească produsele, am mai găsit niște tenisi super drăguți. Chiar super drăguți, dar nu prea sunt genul meu. Are și pe negru, dar parcă pe alb arată mult mai bine. Cred că mami i-ar plăcea. Și sunt 40% plus 15% plus încă 15% reducere. Și cred că au toate mărimile. Așa pare. Dar cred că voi nu realizați cât de mari sunt. Da, sunt. Aoleu, ce păpușe-s astea? Ia uite ce mare are. Hai de mine, dar asta chiar că e din film horror. Da, uite ce urât este. Uite ce față diabolic are. Chiar că... Vai. Asta e păpușa groazei. Da, ce urât e. Ce se compare? Compara la copil așa ceva? Raioanele mele preferate. Aș petrece în acest raion toată ziua. Mi-aș petrece. Ia uitați-vă ce am găsit. Două genți dintr-o. Ia uite cum s-a lipit de mâna ta, două. Două s-au lipit. A, ce frumos. Chiar e drăguță, dar cred că are aici un defect. Sau nu, nu, nu. Nu e defect. Este nu o... Defect. Cred că a avut preț ceva, da, acolo. Da, 90 de dolari. Drăguțică, nu pot să zic, nu? Wow. Da, e mai specială, da. Da, e chiar frumoasă. Dar de la Guess, dacă ești atent, te poți găsi și la 50%, deci ar putea să găsești la 50 de dolari. Dacă ai noroc și să o găsești, nu că dacă ești atent. Da, și ia uite ce am găsit. Juicy. Astea sunt în vogă aici, în Canada, de la Juicy Couture. Oh, 35 de dolari pentru piticoșenia asta. Da, iată și pasă la Steve Mayne. Da, sunt unele virale pe TikTok, dar nu... Hai mai mulți. Lasă, ia, lasă poșetele și ia, ți-arat eu altceva viral pe TikTok, iau ce aici. Hai. Șobolan cu blană. Doamne, deci efectiv... Ia uite. Da, și pe galben. Dar să știi că sunt foarte la modă crocsii, doar că mie personal nu-mi plac, eu nu m-aș vedea purtând așa ceva niciodată. Dar ce să știam, ia uite aici. Crocsii, dar să știi că sunt viral mai mult, da? Și chiar că multul lume își cumpără. Cum să nu? Ia uite, pe ăștia mi-au cu galben așa. Doamne ferește, nu așa ceva. Ia, ce e? Another one, Guess. Ah, tot Guess. Super. Ce departe a mers. La o poșetă la alta. Așa. Și aia cât e? Și asta să știi că e virală pe TikTok. Asta e drăguțică. Drăguțică, dar e prea mică pentru gustul meu. Cât e? 40. Și asta la fel, am văzut că... No, aia da, e frumoasă. Asta de la ce e? De Allo.
de la Aldo. Aia care sunt și în România, nu? Da. David Jones. Dar nu e cine știe ce e asta pe Maro. O să uite, pe ăla întupar, aftorul la par mai e. Par aftorul la întupar mai e. Ia uite ce drăguț e și asta. Ia uite mai mult, în spatele tău. În spatele tău, acolo. Aici. La coci. Uite aia lanta de mai sus. La... ochi vigilent. Nu-mi place modelul. Nu, aia lanta. E culoarea mai frumoasă aia. Are mai deschisă. Și prețul e frumos, a? Da, nu știu. Da, e... model mai băbesc, așa apare. Da, așa apare. Ia să-mi spuneți voi, vă place modelul ăsta? Interesant ție, așa arată. Da, e un fel de n-ar mai fi. Da. Ia zi, mai avem încă un gheș aici. Sunt mai mult pe genul ăsta. Uitați așa. Asta. Ia, aia nu-i neartat-o mai devreme. Aia din partea. Asta e altă culoare. Altă, da. Uite pe asta. A, de la Carl, nu? Da, de la e Carl. E redusă sau nu? Ok. Nu, e redusă? Nu au redus-o. Mai e și asta de la Calvin, dar nu o să zic că îmi place. Cum stă cu ea? Nu prea se potrivește movola, nu știu la ce l-ai potrivit. Da, nici eu nu știu la ce aș potrivi. Și asta ce e? A, uite asta, da. Dar mi-a făcut o culoare. O culoare mai colorată. Asta da. La ce este? Coach. Oh. Și prețul de la ce este? De la Coach, de 100 de dolari. Dacă era roșie, pe cuvânt, că da, mi-ar fi. Da, și asta are o formă așa, Iure. Da, și uite mai una de la Calvin, nu știu dacă ai văzut-o. Dai puțin? Da, aia da. Asta chiar e drăguță. Ok, stai puțin. Chiar îmi place mult asta, 80 de dolari. Da, și prețul ne place. Și prețul și culoarea e așa specială. Ia, înăuntru cum e. Așa, open. Mie îmi plac astea open deschise. Ia să vedem ce mai găsim pe aici. Aici este clearance. Dar asta pe cuvânt zici că e de la thrift store. Ce fel? Deci asta zici că e de la thrift. Christian Lacroix. E și la clearance, 70 de dolari. Nu-mi place. Ia, ce mai avem aici la clearance? Ăsta e de la Juicy, nu? Da. E la clearance. Dar de ce e la clearance? Că de regulă astea nu-s la clearance. Nu știu. Dar aveți să nu-l fie post cineva de o parte. Nu, e 26 de dolari. Da? E urat. Mama avea niște fețe de pernă, așa, exact modelul ăla. Trebuie, adică trebuie să fie un motiv pentru care l-au pus. Chiar e prețul bun tare. Ia, zic, te faci să-l cumperi acum. Nu vrei ghiozdan, nu porți ghiozdan, dar îl vrei. Uite, mai e unul aici. Aia, ăla e urât. Dar cine au băgat la clearance? Asta e 3... Oare, că nu le cumpăr nimeni? Pe TikTok am văzut că toată lumea cumpără. Da, pe TikTok toată lumea cumpără de toate, cum să nu. Numai noi, nu. Ia pisică, gata, mi-am găsit geantă. Pasă, o vreau. Ce e? Stai să pun asta la loc. Să vă prezint geanta. Nu, no, geanta. Ea pune-o pe umăr așa ca lumea. Și costă, nu? Nu, ea pune-o pe umăr și arată-ne după aia. Wow. Extraordinar. Dar ce geantă e asta? Mi-e scumpă. Ia să vedem prețul. Want apotecare. Zice că a fost 80, e la 60 și acum nu știu la cât e. I-a rupt cineva clearance-ul. Cred că cineva și-o dorește foarte mult. Aia, dacă o scapă jos, calculul meu pe ea zice că e celofan. Da. Wow. Hai la make-up, hai că vă iau cu mine și las și pe soțul meu să se plimbe pe aici, hai. Liniștit. Da, da. Ce cute este de iarnă!
Chiar e frumoasă rău și 50 de dolari. Preț bun. Și am văzut secțiunea care mă interesează pe mine de clearance. Să vedem ce au pe aici. Ia, voi vedeți ceva? Interesant. Ia să-mi bag eu urechile. Mi-a găsit șoricelul mie o pereche de ochelari și pentru că eu nu-i vreau și cumpără el, îs cu roz. Da, să știi că nu stă rău, să știi. Dragii mei, urmăriți-mă. Raftul cu parfumuri este full. Deci mi se pare incredibil. Uitați-vă câte parfumuri sunt. Parcă niciodată n-am văzut atâtea parfumuri ca acum. Ia să vedem ce bunătăți avem pe aici. Ia uitați-vă ce am găsit. Ia să vedem ce e asta. Cât de tare! Cred că e un no name, brand no name. Și ce e tare la asta? E mișto de cadou, mă! Ah, wow! Yeah. Ia, ce tot pentru tine, nu? Nu pentru mine, nu vreau. 24. Ia să vedem ce mai găsim aici, interesant. Pensulici. Oh, de la Cara. Cara Beauty. Genuțe, set din asta cu genuțe. Uite, v-am zis că aici în Canada și în America sunt persoanele poartă foarte mult genul acesta de unghii false cu lipici. Eu încă nu m-am prostit să ajung la nivelul ăsta. Nu vreau. Ia, ce paletă drăguță, ia. Da, e drăguță. Chiar e cute rău, ia. Ia uitați-vă ce nuanțe drăguțe are. Check it out. Ce preț are? 8 dolari. Ia. Chiar e bun. Ia unul de acolo, ce mai pui înapoi? Nu am nevoie, am o groază de palete. Uite și ăsta e mișto așa de cadou. Da. Ia ce mai avem pe aici. De la Revolution. Palete de ciocolată. Baton de ciocolată. Asta lipsește paleta. A, uite aici. Așa, ce mai avem pe aici? Interesant. Ia, uite. Asta de la MAC. E un set ce conține un ruj, un liquid lip color și un preventiv. Nu știu, arată cutia. Da. Sus. Nu, pe partea asta. Da. A strâns-o de azi apăși. Ia, că aici ce mai sunt? Cum mai văd eu aici ceva? A, oje. Și astea? Ia, ce este? Astea sunt la Profusion. Vai, da, ce bine arată. Chiar arată super bine. Deși Profusion este un brand ieftin, dar produsele sunt bune. 17 dolari. Ok. Și aici ce mai avem? Zic că am mai văzut ceva. Ah, trei produse de tip mascara. Ce se arată bine. Chiar arată bine așa și pentru un cadou. Zic că merge. Mai sunt și aici pe partea asta. Așa, dacă o fi la clearance sau nu. Aici sunt pensule. Dar nu știu brandurile. Uite ce drăguț e setul ăsta. Da, lasă-mă uita și eu. Cât este? 25 de la 40. Drăguțele. Erau? De la Jaclyn Hill, bronzer și blush. Și aici ce sunt? Loose highlighter. Ah, sunt highlightere. Cât de tare. Da, foarte chiar tare. Iar e foarte tare. Extraordinar. Ia ce mai avem pe aici? Astea-s de unghii. Ia să mai cotrogoim să vedem ce comori mai găsim pe aici. Să avem grijă să nu le dărâmăm. Ia uite. Asta cred e de la Profusion. Born to sparkle. Wow. Divin. Da, asta mișto. Da. Chiar e mișto rău. Parcă mi-aș cumpăra și una. Nu cred. Ia uite mai mult, fă reclamă, uite, îți bate ăștia cu vântul în freză. Uite cât de tare, creioane de buze și uite câte sunt. Uite câte sunt. Și câte este? 10. 10 dolari? Ia de acolo. Cu astea le iau, chiar le iau. Îmi plac prea mult. De asta mereu consum creioanele de buze, deci sper să fie și bune. Astea, da, am văzut și pe TikTok foarte multe fonduri de ten de la el, dar nu-mi fac cu ochiul.
putea să văd dacă mai interesant ceva pe ei, dar nu, cred că asta ce am luat eu e ce trebuie. Ia, cred că am mai văzut aici ceva de la Marc Jacobs. $8, ce e ăsta? Mascara, mini mascara. Nu știu și nici nu vreau să aflu. A, ai și pus mâna pe ceva deja? Uite, are geanta aia de la Coach, ce aveți? E mai ieftin aici? Nu, no, același preț, 80. Și uite, văd că mai are încă un card diferit. Inimioare! De Valentine! Da, îndrăguț. Nu, e Kids Speed ăsta, am crezut că e carul. E același tip, știi, același model. Ce e asta? Ce e asta? Cute, dar nu-mi dau seama cum o fosolești. Da. Fosolești. Cred că doar așa, o țin două degete. Uite, de la D până Y, de la French Connection. Ia să vedem și pe partea în altă. Nu știu ce brand este ăsta. Unclaimed scrie. Da. Ah, e stricat-o. Cum e stricat-o? Are bareta stricat-o. Ah. Și nu e la clearance. Mm. Ar trebui să fie. Da, uite asta cu blăniță aici în spate. Da, interesantică. Și e și la clearance asta, $46. Ia, ce e asta aici în față? Nu tot aia, no name. Tot brandul ăla. Unclaimed. Ralph. Asta e, 150. Prețul de... Și cât? 130. Too much. Ia ce mai e. Ce, uite, încă un card. Am mai văzut modelul ăsta. Nu-i așa? Da, cred că vreo 3 ori până acum. Da, și asta ce? Uite, încă una e de la Coach. Dar asta e pe negru. E mai drăguță decât aia altă. Da, așa da. Ia, ce preț are asta? 200. Stați așa un pic. Să fac aici niște fermutări. Ok. Da, e mai drăguță ca asta, da. Magazin și să-ți alegi ce model vrei tu la 200. Cu siguranță. Încă nu prea e reducerea așa cum spunea. Și mai e un rând. Și ultimul raft de gentuțe. De aici mă impresionează doar gentuța asta de la car. Îmi place foarte mult. Doar că, din nou, e mult prea mică pentru stilul meu. Nu? E drăguță? Drăguță, că da. Care e? Nu, e wow. Restul nu. Da. Pe la, cu viteza cu care intri în magazin. Asta e de la Tom. Eu mă mir cum din nou în urmă atacat toate după raft. Asta e de la Asta nu știu ce au pus aici, că nu-i scumpă sau ceva. Șarpe. Șarpele! Șarpele, nu, nici asta nu știu ce e. A, uite, asta e drăguță de la Tommy, de acum. Rucsăcel. Ce faci, să demontează? Da, demontez ăsta, rucsăcel. Asta chiar e drăguță. Am făcut și o limă.
hai la make-up aici, că aici mai interesează. Hai, mai bine las. Hai, tu du-te încolo, eu mă duc în partea alta. Pa! Se vede cât de tare. Chiar sunt tari. Ia, ce mai avem aici? Avem de la Pixi. De la Rude. N-am testat nimic de la Rude, dar am auzit foarte multe lucruri. Ia acolo și testează. Este concealer wheel. Și din ce văd eu aici, nuanțele nu sunt, nu mi se potrivesc. Uite, am văzut și de la Urban Decay. Ok. Isele. Și cât e? $17. Și ăsta ce este? Fur green. Ce mai contează? Ia la bol. Nu, este o culoare. Știi că era în partea ailaltă, am văzut o nedesfăcută. Vai, și a făcut și swatch-ul. A, uite aici. Și cât e? Vai, da. Halie, 17. Dar e mișto, ia așa. Vai, ce mișto e. Dar parcă nu prea ați venit să pui mâna pe ele. Da, era în partea alta, la Marshall. Uite și ceva de la Rude. Ah, o paletă de blush-uri. Eu nu înțeleg unii oameni, dacă vrei să te uiți, desfă-o și tu frumos și pune-o în loc, nu băga degetele în ea. Ia, și ce? Asta ce e aici? Desfaci frumos. What the fuck? Da. What the fuck? Ce desfaci frumos, ronță, ce crezi că pe jos. Ah, crezi că l-a scăpat și a scăzut. Da, dai seama, și-a plecat. Ia. Ia ce mai avem pe aici. Ah, uite, uite câte palete de la Cara. Wow, eu ce e aici? Cine e Cara? De unde mi-am luat eu acum creioanele și pe care o să le testez. Sunt foarte curioasă să văd. Să testez de la Cara. Cara Beauty. Ia ce mai am aici. Beauty Concept. Cute. Ia. Ah, și e ce tare asta. Asta e de la Rude. E de la Rude. Uite, o deschizi și tu frumos, cum se deschide ușor. Ia, arată-ne cum să scapă una pe jos. Ia. Nu, niciodată. Eu am foarte mare grijă de palete. Uite ce frumos, se deschide, se dă asta jos. Ah, cineva a scăpat-o înaintea mea. N-ai văzut? Ce a făcut molul asta? Zici că s-a bătut cu ea. Eu nu știu, frate. Cine le mai cumpără pe astea? Nu știu, nici la clearance n-aș cumpăra, o sincer. Dar nu știu dacă o cumperi și tu pur și simplu, știi? Și nu o verifici. Că normal și de drept n-ar trebui să le verifici. Da, da. Am ajuns și la secțiunea de clearance, unde am găsit ceva foarte interesant și la un preț foarte mic, doar că nu știm cum miroase. Parfum, loțiune de corp și gel de duș de la Salvatore Ferragamo. Amo Ferragamo. Da. Și uite ce am mai găsit. Feon la $20. Super. E mini feon. Scrie pe el. E travel size. Travel size? Mm-hmm. Ia. Stai să deschide de aici. Oh, dar ce mic e. Doamne. Asta e bun să-mi suc eu barba pe el. Hi, good, how are you? Origins. Ceva de la Origins. Cred că e ceva de skincare. Ah, uite. Asta nu-i travel size. No. 22. Da, nu știu dacă se merită. Oricum, eu nu-mi usuc părul. Și eu ce-am mai găsit. Dar nu pot să-mi dau seama dacă sunt ok sau nu. Și-s la $5. Da. Nu știu. Nu ai seama, e un motiv de ce ai redus așa de mult, nu? Da.
mai treceți pe la noi. Partea aceasta la clearance nu prea văd nimic interesant. Așa că hai să mergem la gecuțe. Oh, da, ia să vedem, are ceva la clearance pe aici. Văd că-s la preț întreg. Acelea de la Joico. Doar unul de la Mico. Trebuie să ai. Nu mă interesează. Vreau cantitate mare. Așa, aici sunt aparaturile. Aparatura pentru păr. Plăcile și feoanele și toate nebunile. Am căzut la datorie, nu mai pot. Mă dor picioarele. Mi-am pierdut exercițiul cu tocurile și am zis de acasă că o să mergem și o să facem și aveam mult mai multe lucruri în plan, dar nu mai pot, deci pe cuvânt, deci pe cuvânt. Și astea sunt foarte comode, doar că mi-am pierdut eu din exercițiu, din antrenament. Din... și ne-am oprit acum, fix exact în locul în care ne-am oprit data trecută când nu m-am simțit bine la Winners. Da. Și ghiciți unde suntem? La Winners! Tot la Winners! Deci, da, dragii mei, mișei, mersul la Winners provoacă, dăunează grav sănătății. Dăunează grav, da. Mai voiam să merg la geci, să văd gecile, dar picioarele mele nu vor. Nu te ascultă. Nu mai vor. Și aș fi mers să văd gecile și încălțările. Dacă mă ia și pe mine să-l ține în brațe... Da, ți-a zis că îți iau un cărcior de ăla, te duc cărcior. Dragii mei, aici se încheie videoclipul de astăzi. Încheiat forțat. Vă mulțumesc din suflet pentru atenție. Ne hotărâm pe drum dacă o să mergem să mâncăm undeva și dacă o să mergem o să vă arăt, o să vă pun eu imagini, să vedeți cu ce bunătăți ne vom delecta, dar pe total, cam atât pentru astăzi. Oricum ne-am plimbat cu ce și am și cumpărat. Da. O să vă arăt acasă. Sau nu, o să vă arăt când o să plec în excursie, pentru că urmează să plec iar undeva, dar nu vă zic unde momentan. Lasă cât de mare excursii forever. Mare este rucsăcelul de la Versace pe care l-am primit odată cu parfumelul. Nici eu nu mă așteptam să fie atât de mare. Eu mă așteptam la ceva și este uriaș. Da, uriaș. Este uriaș. E mai mare decât te așteptai, dar uriaș nu este. E un rucsac în toată regula. Ah, ok, bine. Recunoaște. Ba da. Și o să vi-l arăt într-un alt videoclip. Așa că rămâneți aproape și nu uitați să vă abonați canalului meu de YouTube, să dați un like și la acest videoclip și urmăriți-mă pentru că am foarte multe surprize pentru voi. Rămâneți aproape, bye! Ura! Ia uitați-vă cât de cute sunt ăștia! Cum i-am găsit în drum spre ieșire, deci nu cred! Cum mi-au apărut în cale, uite și pe ăștia! Mamă, ce mâncăm în seara asta? Ia uite! Haide, mă! Zic cum e bun mâncat. Nu! Ia uite ce frumos! Uite și pe... Puceluși fetițe și puceluși băieți! Wow! Ia uite ce globuri ia! Și ăsta n-a fost aici data trecută! Ce tare! Și bradul în mijloc! Wow! Cât de cute! În drumul nostru spre ieșire, noi trebuie să mergem la ieșirea numărul 2, pe unde am intrat. Și uite așa s-a prezentat cina noastră. Am ales să cinem într-un restaurant sârbesc, unde mâncarea este asemănătoare cu mâncarea românească. Soțul meu a ales să mănânce mici, iar eu o supă de pui. Totul a fost extraordinar de bun. Vă recomand!